Partea a doua fac la clasare a satului în rezultatele Google. În prima parte am aflat care sunt principalele elemente de clasare a satului în rezultatele Google, după ce criterii ne clasează Google. Acum vă trece la partea a doua. Optimizarea imaginilor. Foarte important este să avem imagini pe site bine optimizate, începând de la numele fișierului, dimensiunea fișierului să fie destul de mică, să avem o imagine, toate imaginile să fie optimizate în funcție de cuvântul cheie, să avem cuvântul cheie în alt tag, în descriere, în titlu și în caption. Conținutul trebuie să fie cât mai fresh, să fie updatat la zi dacă se poate, fiindcă Google vrea ca noi să avem un conținut cât mai la zi, să oferim informații care sunt aplicabile chiar de mâine pentru piața noastră țintă. Frecvența update-urilor. La cât credeți să updatezi o pagină pe site-ul tău, la un an sau la 5 ani? Frecvența update-urilor joacă un rol important în factorul de clasare a Google. Trebuie să ai un conținut, cum am zis, relevant la zi și să fie tot timpul fresh. Cuvântul cheie în subtitluri, dacă ai cuvântul cheie în subtitlul H2, H3 și până la H6, avea un mic boost față de concurența ta. Ordinea cuvintelor cheie. De exemplu, trebuie să ai cuvântul cheie pus chiar la începutul conținutului tău, fiindcă Google își va da seama din primele elemente despre ce se vorba pe pagina ta. Link-uri outbound. Link-urile exterioare sunt foarte importante, deoarece ele trebuie să ducă către resurse adiționale și care ajută pe piața ta țintă, să ajute vizitorii de pe site-ul tău. Gramatica. Trebuie să ai texte bine scrise pe site-ul tău și atent scrise, să nu aibă greșeli gramaticale. Textul tău trebuie să fie cât mai original, conținutul să fie original, să nu fie copiat din altă parte, să nu fie luate elemente din altă parte sau modificate puțin câte puțin. Numărul de link-uri outbound. Dacă ai prea multe link-uri exterioare, atunci pagina ta nu va avea un scor de calitate foarte ridicat și Google nu va pune mare accent pe pagina ta. Link-uri broken. Foarte important este, am văzut multe site-uri care au link-uri stricate, care duc către pagini 404 sau către nicăieri. De aceea trebuie să aibă link-uri, să toate link-urile să fie funcționale, să ducă către resurse cât mai bine optimizate. Erori de tip HTML. Erorile de tip HTML nu trebuie să apară pe site-ul nostru, fiindcă Google vrea să ofere site-uri cât mai clare, cât mai relative către domeniul țintă. Elementele multimedia. Trebuie să ținem cont că Google apreciază elementele video, audio și imaginile. Toate trebuie să fie bine optimizate, să ofere informații relevante către piața noastră țintă și către vizitatori. URL-ul. Foarte important să avem un URL cât mai curat, fără semne de punctuație prea multe, mi-a zis fără semne de punctuație deloc, doar cu acea creatină între ele. Foarte important să avem un cuvântul cheie în URL, spre exemplu www.starmarketing.ro/ghid-optimizare-seo. Să avem cuvântul cheie în URL. Pe lângă aceasta, trebuie să avem categoriile paginii, categoriile meniurilor să fie cât mai clare, cât mai concise, să nu inducă în eroare vizitorii de pe site. Pe lângă aceasta, trebuie să avem în vedere următoare elemente. Cât de ușor este de citit conținutul de pe site-ul nostru? Nu trebuie să avem foarte multe paragrafe care să fie conținute din multe propoziții greu de citit. Trebuie să fie cât mai lin, de preferință să folosim bullet points sau nu liste numerotate. Trebuie să avem de asemenea site-ul actualizat la zi dacă se poate, site-ul de tip HTML pentru oameni și site-ul de tip XML pentru roboții Google. Pe lângă aceasta trebuie să avem și un fișier robots.txt care să permită roboții Google să acceseze site-ul nostru și să-l facă crawling pe site-ul nostru. Toate acestea trebuie să fie integrate în strategii de mare de SEO și foarte, foarte important, faptul care era să uit, faptul de mobile responsive. Este extrem de important și crucial pentru succesul unei campanii de SEO, ca site-ul pe care noi îl optimizăm și pe care vrem să-l casăm mai bine rezultate căutare Google să fie mobile responsive. Neapărat să fie mobile responsive, să arate bine pe orice device de pe care s-a accesat acel site.